Cea de-a cincea ediție a Galei Premiilor de Excelență s-a desfășurat la Drobeta, Turnul Severin, joi 5 decembrie. Propunerea Episcopiei Severinului și Strehaiei în acest an pentru primirea unei înalte distincții a fost Părintele Profesor Dr. Nicolae Achimescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustin Patriarhul din București. Părintele Profesor s-a născut în satul Ciroca, Comuna Godeanu, județul Mehedinți. Continuăm cu domeniul Episcopia Severinului și Strehaiei. S-a născut în Comuna Godeanu, județul Mehedinți, a absolvit Seminarul Teologic din Craiova și Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. A obținut titlul de doctor în teologie în cadrul Universității din Tübingen, cu calificativul cum laude, în urma susținerii lucrării de doctorat Desăvârșirea omului în budism, evaluare din perspectivă ortodoxă. Este la catedră de 27 de ani, preot profesor doctor Nicolae Achimescu. Distins auditoriu, în numele Părintelui Profesor Universitar Dr. Nicolae Achimescu, mulțumim cu respect și recunoștință pentru distinția de excelență, pentru activitatea preacuceniciei sale desfășurată pe tărâm teologic, cultural, istoric și spiritual. Deși fizic nu este aici prezent, cu sufletul este alături de noi, ne înconjoară cu dragostea izvorâtă din adâncul inimii sale și ne transmite tuturor alese sentimente, gânduri și doriri de bine. Acest premiu de excelență este unul special. Este unul de suflet, care cu siguranță îl va onora și îl va motiva ca pe mai departe să pună în valoare teologia, cultura, istoria și spiritualitatea românească și mehedințeană. Dacă ajută așa să fie. Evenimentul a reunit la Hotel Continental din Drobeta, Turnul Severin, personalități mehedințene din întreaga țară, care și-au evidențiat profesionalismul în diverse domenii de activitate. Este o onoare pentru că cu o anumită ciclicitate și asta înseamnă, dacă vreți, constanță în a respecta valorile județului Mehedinți și nu numai. Această constanță justifică la un moment dat, îți dă o motivație în a continua drumul, dar probabil că fiecare în domeniul său nu are nevoie de asemenea motivații în sensul că facem ceva pentru un premiu. Dar acel premiu arată, dacă vreți, sub o mască a unui titlu de excelență, munca care niciodată nu este cuantificabilă, pentru că înseamnă, dacă vreți, renunțări la foarte multe lucruri, înseamnă suferință și de ce să nu recunoaștem chiar invidia, pentru că nu eu am spus-o, invidia naște monștri. Dar aici suntem între prieteni și sperăm ca acest premiu de excelență să ne unească și să se multiplice exponențial în fiecare an. Spuneți-ne ce înseamnă pentru dumneavoastră acest premiu. Acest premiu înseamnă foarte mult. De altfel, fiecare premiu primit l-am primit cu atâta plăcere, parcă ar fi fost primul de fiecare dată. Are o valoare mare, fiindcă însăși prin valoarea lui, dar și prin faptul că vârsta și starea de sănătate mă cam amenință că ar fi cam ultimul. Mi-a plăcut să scriu, să citesc și am scris mult, am citit mult și am vorbit mai puțin. Ați mai continua să scrieți? Am scris până acum vreo 26 de volume, mai am vreo 3 manuscrise și lucrez la încă un manuscris care să văd dacă voi putea să-l termin, intitulat Cine șede de multe vede. Că sunt cam în faza asta, nu mai pot să contribui atât de mult activ decât cu scrisul. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită cu mai multe momente muzicale și coreografice, susținute de artiști locali și alți invitați din țară. Au primit premii de excelență 30 de personalități din 12 domenii de activitate. Muzica.
Părintele profesor dr. Nicolae Achimescu este titular la disciplina Istoria și Filozofia Religiilor în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din București și director al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Teologie din București. În prezent este conducător de doctorat și expert evaluator în cadrul Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior și președinte al Comisiei de Teologie în Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.